Pagini vechi și noi din istoria Lavrei Neamțului este titlul unei noi apariții editoriale publicată recent la editura Bazilica Patriarhiei Române sub semnătura preasfințitului părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul, fost viețuitor al așezământului monahal, prezintă 85 de portrete biografice însoțite de referiri la întâmplări inedite sau evenimente liturgice importante, la unele dintre ele autorul fiind martor direct. Istoria chinoviei nemțene și biografiile viețuitorilor ei sunt preocupări mai vechi ale preasfințitului părinte Timotei Prahoveanul. În 2008 publica la editura Trinitas volumul Viețuitor din Chinovia Neamțului în veacul al XX-lea. Noua carte, Pagini vechi și noi din istoria Lavrei Neamțului, este o lucrare mult mai extinsă și mai cuprinzătoare. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul concentrează în reflecțiile sale cu parfum de pateric experiențe ale unor călugări îmbunătățiți, trăiri și lupte ale nevoitorilor în războiul cel nevăzut, împliniri duhovnicești ori realizări misionare și culturale pe care le împărtășește și altora. Această carte, în două volume, cu aproape 800 de pagini, vorbește însă despre oamenii care au trăit la Neamț. Pe unii dintre ei i-am cunoscut, iar pe alții i-am întâlnit în pagini de cronică, în istorisirile altora, sau le-am călcat pe urme. Dintre aceștia, unul este Sfântul Ioan Iacob, care a fost călugărit în această mănăstire, jumătate din viață petrecând-o în România și jumătate în Țara Sfântă, iar ultimii 8 ani în pustiul Hozeva. De asemenea, sunt în paginile cărții mari ierarhi, câțiva dintre ei patriarhi, mitropoliți sau episcopi, legați de mănăstirea Neamț prin vețuirea acolo sau prin grija deosebită arătată față de acest loc. Sunt și călugări de faimă, profesori, îndrumători, duhovnici sau monahi aproape anonimi pe care nu i-a cunoscut decât comunitatea în timpul viețuirii lor. La Neamț, poate mai mult decât în alte așezăminte monahale din țara noastră, au viețuit mereu monahi cu vocație cărturărească și conștiință misionară, care au contribuit mult la cunoașterea și promovarea mănăstirii, a rolului și importanței ei în istoria, cultura și spiritualitatea românească. În carte sunt evocate chipurile unor personalități duhovnicești, stareți sau foști viețuitori ai Lavrei Neamțului cu slujiri diferite în biserică, patriarhi, episcopi, arhimandriți, duhovnici și monahi de rând, unii dintre ei înconjurați de nimbul sfințeniei, după cum mărturisește autorul. Pe cei întâlniți de mine în ultimii 30 de ani, am încercat să-i prezint celor de astăzi cu felul lor de a fi, cuvinte de învățătură, unii dintre ei putând fi așezați oricând în paginile patericului. Și am dorit ca această carte în două volume să fie un mic dar pentru Mănăstirea Neamț la împlinirea 30 de ani din momentul când cu atâta bunăvoință mănăstirea și-a deschis larg brațele părintești, primindu-mă și pe mine. Cartea Preasfințitului părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Pagini vechi și noi din istoria Lavrei Neamțului, apare chiar la împlinirea 30 de ani de la intrarea sa în Obștea Monahală a Mănăstirii Neamț în anul 1988. Ierarhul a purtat mereu în sufletul său acest colț de rai și oriunde l-au dus pașii ascultărilor, a avut neîncetat aproape de inima sa Sfânta Mănăstirea Neamțului și pe părinții ei mai vechi sau mai noi, povestind adeseori amintiri minunate din istoria ei.